Când vorbim despre fonetică, știința care studiază sunetele unei limbi, este posibil să ne gândim la minunata capacitate umană de a emite sunete articulate care permit comunicarea, dar este posibil să ne gândim și la întreg universul care emite sunete. Trăim într-un univers vibrațional. Fiecare planetă emite sunete specifice. Diversitatea sunetelor de pe Pământ este înregistrată pe discul de aur de la bordul navelor Voyager 1 și 2 care călătoresc dincolo de sistemul nostru solar. O sondă spațială NASA a înregistrat sunete provenind de pe planeta noastră. Să ascultăm cântecul Pământului. Creat de un semnal vibrațional generat de frumoasa noastră planetă albastră. Nu numai Pământul are cântecul lui, ci și limba română are cântecul ei. Creat prin caracteristici fonetice specifice, precum litere monovalente și plurivalente, și corespondența literă-sunet. Alfabetul limbii române are 31 de litere, dar sunetele limbii române sunt mai multe, deoarece acestea sunt notate atât prin litere cât și prin combinații de litere. În limba română, în general, scrierea redă rostirea. Prin respectarea principiului fonetic, ceea ce înseamnă că fiecare literă notează un sunet tip distinct. Dar există situații când nu se aplică corespondența literă-sunet. Doar 19 litere din alfabet sunt monovalente, adică fiecare dintre aceste litere redă un sunet tip distinct. 12 litere sunt plurivalente. Fiecare dintre aceste litere redă un sunet diferit în funcție de poziția în silabă, în cuvânt și de combinarea cu alte litere. Există 8 grupuri de litere. C, C, j, G, K, K, G, G. Aceste grupuri de litere redau diferite sunete de C și G, despre care vom vorbi în continuare. Grupurile de litere C, C, G, G sunt formate din două litere, dar redau fie două sunete, fie un sunet. Aceste grupuri de litere redau două sunete când E și I au valoare fonetică de vocală, în silabe în care nu există altă vocală. În această situație, E și I sunt atât literă cât și vocală. În exemplele date, în cuvântul cerb există patru litere și patru sunete. Cuvântul cină cuprinde patru litere și patru sunete. Cuvântul gen cuprinde trei litere și trei sunete, iar cuvântul girafă șase litere și șase sunete. Reține deci că în această situație E și I au valoare fonetică de vocală, deoarece în silaba în care ele apar nu există altă vocală accentuată centru de silabă. Aceste grupuri redau un singur sunet, respectiv C, notat prin acest simbol între paranteze drepte, respectiv G, când E și I nu au valoare fonetică. Adică ele sunt literă, dar nu sunt și sunet. Astfel apare o diferență de un sunet între numărul de litere și numărul de sunete ca în cuvintele. Ceas, patru litere și trei sunete. Ciornă, șase litere și cinci sunete. Geam, patru litere și trei sunete. Giulgiu, șapte litere și cinci sunete. Diferența de două sunete se datorează faptului că sunetul G apare atât în prima silabă cât și în a doua silabă, iar I nu are valoare fonetică. În consecință, aici este o diferență de 5 sunete față de 7 litere. Grupurile de litere che, chi, ghim sunt formate din trei litere și ele pot reda fie două sunete, fie un sunet și niciodată trei sunete, deoarece H nu are valoare fonetică în nicio situație. Diferența între numărul de litere și numărul de sunete este dată de valoarea fonetică a vocalelor E și I, sau de valoarea fonetică 0, când nu au valoare fonetică aceste două vocale. Este exact ca în situația grupurilor C, C, G, -G când aceste vocale fie au valoare fonetică, fie au valoare fonetică 0. Să vedem câteva exemple. În cuvântul chem și chin există patru litere și trei sunete. Deoarece în aceste silabe nu există altă vocală, vocala E și I preia rolul de sunet vocalic de vocală în silabă. Sau în cuvintele gem și ghinda. există patru litere și trei sunete, respectiv 6 litere și cinci sunete, deoarece sunetul H nu se aude niciodată. Che și ghi, ghi notează un singur sunet atunci când E și I au valoare fonetică 0. Adică nu au valoare fonetică. Se întâmplă acest fapt atunci când în silabă există o altă vocală accentuată cu rol de vocală centru de silabă. Astfel, diferența dintre litere și sunete va fi de două sunete în minus. Spre exemplu, în cuvântul cheamă. Există șase litere și patru sunete. Nu se aude H, nu se aude E. În cuvântul chiar există cinci litere și trei sunete. În cuvântul gheară există șase litere și patru sunete, iar în cuvântul unghi, cinci litere și trei sunete. O altă situație când corespondența dintre literă și sunet nu este respectată, este când același sunet este redat prin litere diferite. Spre exemplu, sunetul C poate fi redat prin trei litere diferite. C, ca în cuvintele casă, mac, creion, K, ca în cuvintele kilometru, cogălnicianu, sau Q, ca în cuvântul catar. Sunetul V Poate fi redat prin litera V, ca în cuvintele valoare, calvar, bolnav, sau prin W, ca în cuvântul kiwi. Sunetul i poate fi redat atât prin litera i, ca în cuvintele icter, tir, taxi, sau prin litera y, ca în cuvintele yoga și hobby. O altă situație este atunci când aceeași literă notează sunete diferite. Litera X notează întotdeauna două sunete: fie CS, ca în cuvintele fix axă excursie, sau GZ, ca în examen auxiliar. Litera E notează un singur sunet, E în cuvinte precum est mere poezie sau două sunete, semivocala I în fața vocalei E prin fenomenul de preiotare. Atunci când apare la început de cuvânt în pronume personale și formele verbului a fi. Cuvântul eu are două litere și trei sunete. Cuvântul ea are două litere și trei sunete, iar cuvântul este are patru litere și cinci sunete. Așadar, este nevoie să acorzi o atenție sporită în ceea ce privește corespondența literă-sunet, în grupurile de litere care pot reda un sunet sau două sunete, în situația când același sunet este redat prin litere diferite. Este vorba de sunetul C redat prin literele C, K, Q, sunetul V redat prin literele V și W și sunetul I redat prin litera I sau Y și, în fine, când aceeași literă notează sunete diferite. Litera X notează C, S, sau G, Z, iar litera E poate nota sunetul E sau I, E. Thank you.